Toate paturile, aparatura medicală, terenurile, dar și mobilierul care aparțin spitalului Aurel Tulbure au fost preluate astăzi de primăria Făgăraș. Ieri a fost semnat protocolul de predare-primire între administrația locală și conducerea instituției medicale. Pasul următor este desemnarea unei noi conduceri care să administreze de acum încolo spitalul. De astăzi, 1 iulie, Spitalul Aurel Tulbure a trecut în subordinea primăriei Făgăraș. Toate cheltuielile, dar și reparațiile pe care instituția medicală le are, vor fi de acum suportate de către administrația locală. Și pentru ca totul să fie preluat în ordine, ieri a fost semnat protocolul de predare-primire între conducerea primăriei Făgăraș și conducerea spitalului. Prezent la ședință a fost și directorul DSP Brașov. S-a reușit transferul spitalului de la Ministerul Sănătății către Unitatea Teritorială Făgăraș. Este vorba de transferul managementului spitalului, pentru că până acum și clădirile erau tot în proprietatea Unității Teritoriale Făgăraș. Sigur, considerăm că prin acest transfer o să crească eficiența spitalului, fiind implicată mult mai mult comunitatea locală în conducerea, în managementul sanitar din aceste unități. În acest sens a fost formată o comisie care în următoarele zile va număra tot ceea ce deține unitatea sanitară la momentul actual. Din comisie fac parte angajați ai Direcției Economice din cadrul Primăriei Făgăraș. Aceasta, împreună cu edilul orașului, au vrut să vadă ce se va lua în subordine. Astfel, aceștia s-au deplasat la Spitalul Aurel Tulbure. Am semnat protocolul de preluare a întregului spital și am desemnat o comisie care să verifice inventarul întregului patrimoniu al spitalului din Făgăraș. Eu trec astăzi în revistă să vedem ce preluăm. Sunt, pe de o parte, încântat de faptul că o parte din spital, din clădire, arată bine. Sunt dezamăgit pentru că o altă parte din spital nu arată bine. Ceea ce înseamnă că vor cădea pe umerii administrației locale reparațiile și investițiile care se vor realiza de acum încolo la spital. După inventariere, conducerea actuală va fi schimbată. După inventariere o să trebuiască să numim un Consiliu de Administrație al spitalului. Revine rolul Consiliului Local de a desemna două persoane. Eu voi desemna o persoană și Direcția de Sănătate Publică alte două persoane, care practic se vor ocupa în perioada următoare de conducerea spitalului și vor proceda la organizarea concursului pentru funcția de manager. Doar anul trecut, Spitalul Aurel Tulbure a avut datorii la utilități de aproximativ 2.100.000 de lei, bani din care Primăria Făgăraș a achitat doar 350.000 de lei.